Haideți să vă spun povestea excursiei la Sibiu. De mic nu mi-au plăcut taberele, prea mulți necunoscuți. Cu toate astea, am fost 3 nopți la Sibiu. La început a fost ciudat, nu știam decât o singură persoană. Pe parcurs am început să ne înțelegem cu încă 6. Au luat astfel naștere gașca noastră. Pe tot parcursul călătoriei am întâlnit multe peisaje frumoase, ne-am și împrietenit, a fost ok. Când am ajuns la destinație, am început să ne facem planuri. Deși eram obosiți, am început să ne distrăm și să ne recapătăm energia. Am fost cu toții la concert, la o terasă, iar apoi ne-am mutat distracția în cameră. A luat naștere o noapte albă, în care am glumit, am râs, ne-am uitat la film. După o noapte albă, eram obosiți, dar chestia asta nu a contat, pentru că în seara următoare, încă o petrecere. Astfel, Ralu, Teo, Simo, George, Didi, Irina și Carl m-au făcut să-mi schimb părerea despre tabere.